Bun găsit, dragii mei! Bine v-am regăsit într-un nou filmuleț. Știu că nu am mai postat de mult, însă, după cum am zis, probabil voi posta măcar o singură dată pe săptămână. Nu o să mă arăt acum la față, pentru că tocmai ce am făcut baie și sunt cu părul ud și nu vreau să apar așa. Am lipsit pentru că, în primul rând, pentru că ne-am simțit cam rău atât eu cât și soțul, și un pic și Nati, și plus am mai lipsit și pentru faptul că, după cum v-am zis, nu vreau să mai postez foarte des. O să încerc de fapt să postez măcar o dată pe săptămână. Și pentru că n-am apucat să filmez nimic, m-am gândit să fac astăzi produse terminate. Am adunat aici, în această plăsuță, câteva produse terminate și vreau să vi le arăt și vouă. Așa că o să începem aici pentru prima dată cu multe, multe, multe pachete de chipsuri și am 4 la număr. Am de la Cio cu mărar și unt. Pentru prima dată am mâncat și sunt foarte bune, le recomand. Apoi, tot pentru prima dată, de la Lay's, acestea cu gust de chili și lime. Acestea mi-au plăcut atât de mult, dar acestea da. Apoi, mai am tot de la Lay's cu pui cu mirodenii, nici acestea nu mi-au plăcut. Eu cu Nati am mâncat aceste chipsuri, pentru că noi suntem fan chipsuri. Am mai mult Nati decât mine, dar acestea n-au fost chipsuri, aceștia de fapt au fost pufuleți cu gust de pizza, pe care la fel nu-i recomand, nu mi-au plăcut și nu o să-i mai recumpăr. Bun, mai departe o să iau șervețelele umede. Am terminat acestea de la Bebelino. Aceste șervețele sunt preferatele mele și ale noastre. Îmi plac foarte mult. Și da, le recumpăr de fiecare dată când merg prin Penny. Și acestea neutro. Și acestea sunt șervețele bune, sunt rezistente și da, le mai recumpăr și pe acestea uneori. Mai departe, aici am mai terminat acest detergent de la Savex. Miroase foarte frumos și acum, chiar dacă nu mai este, miroase unga de la detergent foarte frumos. Îl recumpăr, îmi place foarte mult cum miroase, cum spală rufele și da, îl recumpăr de fiecare dată. Este la 2 kg, de fapt a fost la 2 kg. Am mai terminat apoi acest balsam de rufe de la Teo Bebe. Pentru prima dată l-am cumpărat și l-am încercat. Îmi place foarte mult cum miroase, are și un gramaj mare și da, cu siguranță o să-l recumpăr. Și încă un balsam de la Sevi. Acesta este un gramaj un pic mai mic, dar la fel este pentru prima dată că l-am cumpărat și vreau să vă spun că miroase super și persistă pe rufe și pe aceste două balsamuri de haine cu siguranță o să le mai recumpăr. Mai am aici un săpun de la Tădei. Este cumpărat din Penny. Mi-a plăcut foarte mult cu milk și honey. Îmi place foarte mult acesta cum miroase și da, cu siguranță o să-l mai recumpăr. Mai am aici acești biscuiți cu ciocolată de la Milka. Foarte bun și acești biscuiți. Și mai am Skittles. Bombonele. Foarte bune și acestea. Și ultimul produs este acest ulei de păr cu cocos de la Pantene, pe care vreau să vă spun că l-am folosit foarte, foarte mult timp, atât eu cât și Nati. Cred că ne-a ajuns undeva la 2-3 luni. Îl aplicam după baie pe vârfurile părului. Însă, acum, când a fost pe terminate, nu știu ce s-a întâmplat cu el, pentru că devenise ca un fel, nu știu, de fapt, ca și cum aș fi pus apă în acest recipient, nu mai era ulei de păr. Și nu mi-a plăcut și a început să și miroase foarte urât.
Așa că nu știu dacă o să-l mai recumpăr. Acestea au fost puținele produse pe care am mai reușit să le strâng de o perioadă. De când am filmat celălalt filmuleț tot cu produse terminate. Acum le strâng, le pun aici în pungă și o să le arunc la gunoi. Săptămâna aceasta nu știu dacă o să mai filmez ceva. Probabil o să ne vedem săptămâna viitoare într-un vlog sau tot așa, vedem ce apuc să filmez. Până atunci, eu vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mă urmăriți, vă rog să vă mai abonați la canalul meu pe cei care nu v-ați abonat încă și ne vedem în filmulețul următor. Pa, pa!